spuneați că timp de 15 ani s-au tergiversat aceste dosare. Credeți că în sfârșit ancheta în dosarele Revoluției își urmează cursul firesc? Am să fac o precizare. În data de 7 decembrie 2004, între cele două tururi de scrutin, presiunea făcută de noi la parchetul general, la acea oră era șef al parchetelor, domnul general Joarsă. Faptul că l-am determinat în acea zi să îl împuternicească pe domnul general Dan Voinea ca să se ocupe de acest dosar, iar domnul general Dan Voinea a avut disponibilitate, a avut cunoștință, pentru că a cercetat în toți acești ani și a întrerupt prescrierea crimelor. Deci poporul român trebuie să înțeleagă că dacă mai treceau 7, 8, 9, 10 zile, în funcție de cum treceau zilele, 16, 17, 18, criminalii scăpau. E vorba de momentul decembrie 2004. 2004, 7 decembrie, între cele două tururi de scrutin. Ion Iliescu, președintele României, Adrian Năstase, prim-ministru. Nimeni nu a știut de această chestiune și vă aduc argumentul următor. În 30 decembrie 2004, Cristian Diaconescu, fostul ministru al justiției, spunea: nu, în mandatul meu nu s-a depus nicio plângere și nu s-a dispus nicio începere a urmăririi penale. Și aici vreau să felicit conducerea parchetului de atunci, cei de la parchetul militar care au știut și au făcut și practic s-a înfăptuit un act care, repet, ar fi sau poate am fi aflat adevărul așa cum vor unii peste 50 de ani dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat în acea zi. Deci în acel moment... Deci politic nu există nicio implicare, n-are nimeni merit în această chestiune. Au merit revoluționarii care au fost în stradă și procurorii care au dispus întreruperea prescrierii și începerea urmăririi penale în dosarul 97/90. Atât. Nu există implicare politică, iar domnul Ion Iliescu să stea liniștit. Când s-a dispus începerea urmăririi penale, era președintele României. Această întrerupere a prescrierii se face pe un termen nedefinit. Câți ani aveți, de fapt, cam asta este întrebarea, câți ani mai aveți poziție ca să faceți bine în aceste dosare? Deci, pentru infracțiunile de omor, termenul de prescripție este 15 ani, dar dacă se întrerupe cursul prescripției, cum s-a întâmplat, este 15 ani plus jumătate din acest termen. Deci încă 7 ani jumate. Dacă socotim de la anul de 1990, așa, deci ne mai trebuie încă 22 de ani jumătate ca să se prescrie aceste fapte. Deci ar mai fi 5 ani. Ar mai fi 5 ani. Da. Dar există și fapte mai grave care sunt imprescriptibile. Ca de exemplu faptele de genocid. Putem vorbi totuși de genocid în România? Dacă vă amintiți după Revoluție, lansarea acelei cifre care s-a uitat fie exagerată, 60.000 de morți, poate astea erau planurile, dar slavă Domnului s-a întâmplat așa, s-a vehiculat această idee de genocid, care după aceea a fost respinsă de către magistrați și a fost respinsă de către autorități. Mai putem vorbi de o posibilă faptă de genocid? Eu zic că în actualul context în care este judecat sistemul comunist, ca fiind un sistem criminal, putem vorbi de genocid, pentru că statele genocidare, societățile genocidare sunt tocmai cele de totalitare comuniste, cum au fost declarate, în care se încearcă reducerea indivizilor la unu, pentru că toți trebuie să creadă în omul nou, în aceeași ideologie, în aceeași șef, este creat un idol, cum este șeful de stat, pe care toți trebuie să-l respectăm. Dacă aduci atingere în vreun fel memoriei sau, mă rog, acțiunilor, planurilor stabilite în plenare de partid și la congres, erai cercetat, anchetat și așa mai departe. Și pedepsit. Ori ăștia, nu este vorba de 60.000, este vorba de sute de mii. În Cartea Neagră a Comunismului se vorbește de 100 de milioane de crime. Dar în ceea ce privește crimele petrecute pe teritoriul României, sunt și ele de ordinul sutelor de mii. Vorbim de cei uciși la canal, de cei distruși pe urmă, pentru că să nu uităm, nu neapărat distrugerea fizică a individului, dar să creau prin structurile
statului criminal care alimentau, dacă vreți, sau executau politica aceasta genocidară. E vorba de militari, de Partidul Unic, de Securitate, toate aceste trei structuri au fost cele care au creat cadrul politicii și juridice, pentru că ei, la rândul lor, aceste structuri erau ajutate de profesori, de juriști, până la urmă Ceaușescu a ajuns dictator, pentru că și nimeni nu vorbește lucrul ăsta. I s-a creat un cadru juridic. A existat un institut de cercetări juridice care era laboratorul creierii legilor de care avea nevoie Ceaușescu ca să suprească, să elimine pe cei incomoși și așa mai departe. Bun. Bun.